Fonoteca de umor. Sunteți spion, deci. Și eu care am crezut că ministrul de interne face glume în parlament. V-aș să zic că există spioni. Ștefan Mihăilescu Brăila. Actor fenomenal, cu o intuiție artistică desăvârșită, generos și atent la orice detaliu, Ștefan Mihăilescu Brăila s-a născut pe 3 februarie 1925 în orașul pe care și l-a adăugat la nume, Brăila. Un as al improvizației, un actor cu har, care, deși nu a avut studii de specialitate, a reușit să se impună în lumea teatrului datorită imensului său talent. Din 1949 până în 1954, Ștefan Mihăilescu Brăila a jucat la Teatrul Maria Filoti, în spectacole de anvergură, cum ar fi O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, Burghezul Gentilom de Molière, Bădărani de Carlo Goldoni sau Ultima oră de Mihail Sebastian. Genialul actor, deși preciza într-un interviu acordat criticului de teatru Valentin Silvestru că nu are de fapt nicio predilecție pentru comedie, prin simplitatea, sinceritatea și firescul său în tot ce a jucat pe scenă, în film, la televiziune și la radio, a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie pe care i-a avut România în ultimele decenii. Prezența sa la Societatea Română de Radiodifuziune a fost remarcată prin numeroasele sale colaborări, atât la Teatrul Național Radiofonic, cât și în emisiunile de divertisment. Dragi ascultători, vă oferim în continuare în emisiunea noastră un colaj de scenete difuzate în emisiunile de divertisment la Radio România. Vor fi alături de Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Nae Lăzărescu, Vasile Muraru, Petre Lupu, Valentin Plătărean. Mitică! Hai, da, mămică. Unde pleci? Eu plec? Unde vezi că plec? Văd că ești cu mâna pe clanță, ușa deschisă și cu un picior în aer. Aoleu, sunt în aer. Ia uite cum am rămas. Pune pedala jos. Am pus-o. Și închide ușa. Am închis-o. Așa te pomenești că vrei să te duci la meci. Eu? Meci? Care meci? Unde meci? Să nu-l văd, auzi? Să nu-l vezi. Aia zic și eu, să nu-l văd. Te faci de râs, om bătrân. Eu? Unde bătrân? Peste tot, peste tot, una, două la meci. Și pare că ai fi un pic mai decent. În pijama ții ca un descreierat. E bine? Cum? Uite că Madame Popescu de alături zice să chem un psihiatru. Poate pentru ea. Eu mă duc până jos în pijama să arunc gunoiul. Nu e gunoi. Să arunc găleata. Mă duc nițel până jos să iau ceva. Iar dai banii pe prostii, ce să iei? Aer. În pijama. Dacă fracul nu-i gata, mi-l face pentru când avem ședința de bloc. Mitică, mitică. Ce? Râde lumea de tine cum râdea de Ciociolina la Mondial. N-aș fi vrut să fiu în pielea ei. Te cred, mamă, ce te compar cu urâta aia. U, să-i rupă toate alea de pe ea bucățică cu bucățică, da. Să o lase așa cum a lăsat-o Dumnezeu, că până și el a lăsat-o. Lasă și tu, dragă, în pace. Ce ai cu Ciociolina? O aperi? Eu? Doamne ferește! Dar e parlamentul italian, nu? Așa goală, parlamentul italian. Vai, dar cine se uită la ea acolo? Câțiva, vreo 300-400. Și ce să vadă la ea? Asta mă întreb și eu. Gata, plec. Stai, nu-ți dau oie. Nu se poate, se vastiță, dragă. Au meci copiii de la Scara A cu cei de la Scara B. Trebuie să-i susțin pe ei noștri, nu? Săraci copii, ce să fac ei fără mine? Stai în casă. Și eu cum văd meciul? Din balcon, acolo îți dau voie. Cum se fac galerie de la balcon? Dar ce are? Ce are? Este ca la teatru. Galeria se face de la balcon. Treaba ta. Treaba ta. Ești pe balcon și lași ușa deschisă, uite așa. Foarte bine, dar din casă nu ieși. Pe răspunderea ta. Hai băieții, hai băieții pe ei grămadă. Locuiește așa, că-i de la scara mea. Dă-i peste pluie, bunățime. Sar peste trandafir, bătătolule. Dă-l cu capul de drăbatul de papăjină. Nu capul, drăbatul, mă. Așa. Mușcă-l de ureche, rupe-i una, și încă una, încă o creagă, rupe-l de tot, că-i în brațile mea crește la stăteat. Așa, așa, scoate-l din adâncuri, că puteți trece. Păi, acucă, pe deastră, păi, că ne ne-a văzut sine, gol! Ce-a fost peste bară, mă, ce peste bară, că poarta asta n-are bară.
Nu jucați cu prinșii. A fost cu capul, gol! Minister! Hai băieți, mușcă-l pe igrevadă! Fărică! Ai nebunit, Fărică? Așa, așa! Vecină, cheamă psihiatru, vecină! Mușcă-l de ureche! Urești dacă vrei să țip, nu la urechea mea! Cum am nimerit eu apartamentul ăsta deasupra ta? Ce-ai dat în mintea copiilor? Cine eu? Tu! Ia vezi că acum dau sus la tine! Fărică! Ieși afară imediat! De ce? E mai bine! Cic, cici, bum, cic, cici, bum! Așa, așa, bine, bine, haide Rex, haide băiatul, încetişor, încetişor, în două labe, băiatule, că luna viitoare avem premiera. Și dacă nu înveți să mergi ca oamenii, facem circul de râs. Maestre, ăsta este un câine încăpățânat, nu se lasă dresat și gata. Uite, ce vrei, dragă, ce vrei, are personalitate puternică. Cu cât sunt mai mici de statură, cu atât sunt mai îndărătnici, da. Așa, băiatul, cum se spune prin popor, mic și al naibii. Dar venim noi de har. Cu cablul ăsta întins de-a lungul arenei? Cu el, băiatule, cu el. Vezi, cablul e întins la o înălțime de 2 metri. De el, cu o sârmuliță de jumătate de metru, am atârnat un os. De vacă? N-are importanță. Esențialul e că eu trag ușurel cu osoară și sârmulița cu os cu tot lunică de-a lungul cablului. Și câinele hat sare după os și rămâne agățat de cablu ca peștele în undiță. Hai că sunteți mare, maestre, un număr nemaipomenit. Lasă-mă, n-ai priceput nimic. Câinele n-are voie să sară, că-i dau cu nuielușa. Păi atunci ce trebuie să facă? Să meargă. Să meargă frumușel pe picioarele din dărăt, ca tine, ca mine, ca toți oamenii, nu? Să meargă după os. Dacă merge o lungime de cablu, îi dau osul, a lui e. Și merge? Nu! Nu ți-a spus că are personalitate. Dar până la urmă, orice ființă superioară trebuie să imprime ceva din voința sa unei ființe inferioare. Hai de reț, hai băiatul, mergi după os, pramatie! Te voi domina, îți voi impune personalitatea superioară, javră! Augulea, nu în patru labe animalul, în două, ca o ființă elevată. Mă, nu vrei? Cum adică? Ce e asta? Mai și mârâi la mine? Ce crezi tu, necuvântătorule? Chiar nu poți să mârâi la tine? Uite că și-o mârâi. Liniștiți-vă, lasă-mă că sunt nervos. Când e ăsta mă scoate din minți. Dacă nu execuți numărul, blestematule, dacă nu execuți numărul, te țin aici până flămânzești, până mâine. O să flămânzești și dumneavoastră, maestre. Cine, eu? Eu să mă fac să râd. Eu am osul ăsta și cu osul ăsta, uite, chiar încep să-l arăt. Să vadă javra, că nu mă ține merge două picioare, are drept la recompensă. O personalitate puternică, superioară, trebuie să se impune. Cic, cici, bum, cic, cici, bum. Să treci de director, dumneavoastră este spionul. Este al patrulea pe ziua de astăzi pe care l-am prins cu parta. Știți trucul nostru. Bravo, băieți, să nu vă scape niciunul, ați înțeles? Domn director, să trăiți, noi suntem veșnic pregătiți. Domn director, nu uitați, noi suntem veșnic contractați. Fie treaba cât de multă, mușchii noștri vă ascultă. Bine, mă rog, bine. Dar ăsta cine mai e? Un zbion, v-am spus, l-am prins noi cu poarta. Străinii ăștia nu știu nimic, domnul director. Ei și începuie că porțile de pe meleagurile noastre sunt la fel ca la ei și nici una, nici alta să urcă pe ele. Ionele, mi se pare mie, sau ai vorbit cam mult? Vezi că divulgi secretele întreprinderii. Scuzați-ne, domn spion, nu-i deprins cu regulile de comportament în preajma cetățenilor străini puși în slujba agenturilor de spionaj. Vai de mine, domnule, tot ce-am făcut. Taci, că domn spion nu-i chiar atât de naiv încât să vă bage în seamă. Așa, hai, acum plecați și spuneți-le sudorilor să pună poarta imediat la loc. Bună ziua. Să trăiți, ne scuzați, domn spion, da. Am spus numai prostii, dacă ne-ați înregistrat, vă rog să ne ștergeți, vă rog. Da. Hai, Ionel, da. Să trăiți. Ei, și acum că am rămas singuri, să stăm puțin de vorbă. Da. Sunteți spion, deci. Nu, domnule director, eu am vrut... Las că știm noi ce vreți noastră. Și eu, care am crezut că ministrul de interne face glume în parlament, v-a să zic că există spioni. Doamne, iartă-mă că m-am îndoit. Am hulit păcătosul de mine. Și cum spuneai că te cheamă, domnule spion? Dranca, Costel Dranca. Ți-a pus nume românesc. Bun, și da. Cam ce te interesează aici? Nu, ca să curios. Așa și eu să știu,
Mie nu-mi dă prin cap. Da, domnul director. Deci știi că eu sunt director, a? Păi cum? Cine ți-a spus? Păi am dedus, așa v-a spus și Ionel. Ai școală, domnule, ai școală. Ai dedus imediat. E normal. Și ai reținut și numele lui Ionel. Ionel și Vasile. Ce memorie! Sunteți dotați, n-am ce spune, jos pălăria. Cu oameni ca voi nu mă mir unde a ajuns Occidentul. Da. Și dacă Ionel mi-a spus mie, domnule director, și l-ai crezut, înseamnă că ai crezut și chestia cu poarta. Cu poarta? Da. Ești pe o pistă greșită, domnule. E, nu dramatizați, domnule director, m-ați luat drept cine nu sunt. Uite ce-i, domnule, eu nu dramatizez, nu narez, nu speculez. Păi și nici eu nu spionez. Aici concluziile eu le trag. Scurt, pentru cine spionezi? Eu nu... Răspundem prin da sau nu. Da. Nu-mi spune eu da, eu nu, că-mi pierd șirul ideilor, nu? Da. Când ai idei puține, șirul e esențial, înțelegi? Eu da. Prinzi repede. Da. Deci da sau nu? Și ai ei? A, nu. Păcat. Deja în service? Nu. Direcția Generală de Securitate? Nu. Opa, din ce în ce mai prost. Mossad cumva? Ha, nu. Ha, fierar să fie, ce ghiniun... Vă să zic că tot cu voi. KGB? Niet. Cum nu? Nu. Uite așa, nu. Nu? Nu. Atunci... Ionele, Vasile, apă, coleac, fursecuri! Săriți, domnul ăștia la SRI! Ce mi-ați făcut? Ce mi-ați făcut? Este în misiune de autospionaj și noi l-am deranjat. Cine? Toată lumea să-și refacă autobiografiile cu date concrete la zi și să le aducă la mine la colectat. Hai, aveți probleme? Ne iertați, domnule Dranca. De ce? Așa e după orice revoluție. Ne mai luăm cu una cu alta, mai facem confuzii. Din dramaturgia lui Caragiale, Ștefan Mihăilescu Brăila a fost distribuit de regizorii artistici Ion Vova și Dan Puican în Om cu noroc și Două loturi. Îl însoțesc pe calea undelor alte mari nume ale comediei românești: Radu Beligan, Dem Rădulescu, Marin Moraru. Bună dimineața, dragă Manolache! Să trăiești, Iancule, ce faci, monșer? De ce n-ai mai dat pe la mine de atâta vreme? Dragă Manolache, cum să spun, cred că nu era cazul să te deranjez. De ce, monșer? Păi, m-am jenat. Bă, din ce motiv? Te știam necăjit cu fel de fel de alergături și jalbe. Ce jalbe? Dar știi prea bine, cu furniturile acelea de stofi. Afacerea întâia, dacă nu se porneau dulăi împotriva ta. Amice, nu știi vorba... Câinii latră, Manolache cu vide și vede de drum. Le-am tăiat eu colții dulăilor. Nu mă nebuni, monșerule. Păi ce n-ai aflat? Nu. S-a rezolvat toată afacerea. Am semnat contractul și am dat o lovitură strașnică. Ai semnat contractul? Când? Cum, alaltă ieri, monșer. Pe onoarea mea de familist. Să, ia-mă încet să-l amestesc. E vorba de afacerea cu stofele, nu? Exact. Păi ziarele au scris că ea s-a dus pe apa sâmbetei. Asta era sâmbătă, da, suntem marți. Și cum rămâne cu concurenții care te-au făcut speculant? Ei au rămas cu intrigile și eu cu profitul. E, da, toți știau că ministrul n-a vrut să semneze, a rupt-o capului. E, uite că a semnat. Ministrul? El în persoană. Nu se poate. Cum ai reușit? E, nu știi cântecul acela? Fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc. Lasă cântecele, amice, când un ministru nu vrea... Ministrii sunt și ei tot oameni, monșer. Am găsit o cheie care descuie lacătul încăpățânării. Bravo, ăsta e secretul reușitei în viață. Și mai e unul, dacă vrei să reușești în viață, ascultă sfatul meu. Ascult. Nu asculta niciodată sfatul altora. Așa că m-am luat după sfatul meu. Să găsesc cheia pentru lacătele care ți închid dușile în nas. Cum o găsești ele, pac, să-l deschid singure. Bine, și care a fost cheia? Cheia fericirii? Conumilorian. Chiar el? El. Ai ajuns tocmai acolo? Nu, eu am un caracter afurisit, mă știi. Sunt neîncovoiat și mândru ca stejarul. Nu mă plec în fața nimănui. Bravo, amice. Și atunci ce ai făcut? Tu cunoști mă nevastă, bine? Nu cunoști. N-am avut onoare. Am auzit însă că e o femeie foarte frumoasă. Și deșteaptă. Cred și eu, altfel nu te lua pe dumneata. Știi, uite ce alege. Și cu ce se alege. Dar stai puțin, se pare că e mult mai tânără. Nu prea mult, cu vreo 30 de ani acum. Dar ce contează asta între doi soți care se înțeleg de minune? Cu ea am găsit cheia fericirii. Cheia fericirii. Bineînțeles, mușer. Păi ia-o ține-am în rezervă. Cap pe front. Tactică de comandant de armată, pricepi? Când am văzut că se îngroașe gluma, pac, am băgat în acțiune artileria grea.
Nevastă-ta. Exact. I-am dat ordinul de luptă. Ataci poziția și îl faci praf pe conumilorian. Nu pleci de acolo până nu-i distrugi rezistența. El o să se opună, că și ăsta e catâr, dar te apropii cu ducul plândeții și apoi deschizi focul. Din față, din flanc, din spate, până capitulează. Înțelegi, moșer? Capă front. Exact. Și l-a distrus pe milorian din primul asalt? Praf l-a făcut. E, dar cu câtă osteneală, cu ce spirit de sacrificiu. El pe baricade, iar ofensivă. Și dă-i și luptă, și luptă, și dă-i. 4 ore a rezistat cu un milorian pe baricade. Îți dai seama? Cât s-a luptat sărăcuța? Când s-a reîntors, era frântă de oboseală. Și încăpățânat, n-a vrut să capituleze decât cu o condiție, pricepi? Nu mai spune. Mi-a povestit totul, drăguța de ea. Știi, nevastă mea are o înfățișare și niște purtări copilăroase. Dar habar n-ai câtă diplomație să ascunde sub ele. Conumilorian s-a ținut tare pe poziții la început. Ba că nu poate impune ministrului să semneze dacă el nu vrea. Ba că așa-și pe dincolo. Atunci, deodată, nevastă mea a schimbat tactica. Dar Napoleon la Austerlitz. Mai ceva, monșer. A început cu nevricalele. Să prefăceam, înțelegi? S-a apucat să-și facă vânt cu Batista. Căldură mare. Da, păi se încălzise la mândoi rău de tot. Și deodată, pac! Artileria. Nu! Capitularea. A lișinat. A căzut cu fața la inamic. Exact. Atunci omul s-a speriat. Îi murise vorba în mustaț. A început să băiguie. Mai de mine, coriți. Se învârtea în jurul ei ca un fluture în jurul lămpii. Și pe vânt. Și deschiuia la bluză, că era calm, așa, foarte calm. Și în clipul următoare, pac! Nevastă mea trece la contraatac. Strategie mare. Mare, moșer. Se pornește pe plâns. Dar ce plâns? De la cu sughițuri. Și conumilorian? Cade în cursă. Coniță, vă implor, putuliți-vă, fac tot ce vreți, coniță. Și-a făcut. A capitulat. L-a chemat pe cine trebuie la telefon și a doua zi, pac, primeam comanda pentru furnituri. Bravo, Sarice. Pac, pac. Și gata. L-a dat gata pe conumilorian, nu? Da, de unde? A poftit-o pe nevastă mea să revină și a doua zi. Da? Păi doar lupta se încheiase, nu? Da. Acum trebuia semnat armistițiu, pricepi. S-o mai întrebe, așa, ca între amici, ce necazuri mai am și din partea cui. Ce mai, din momentul ăla, am trecut sub protecția lui conumilorian. Le-ai închis gura la toți. Și am pus pe picioare o nouă comandă. Cu asemenea protecție, de ce să nu profiți? Viața e o călătorie scurtă. Prefer să o fac la clasa întâia decât la un vagon de marfă. Aure scos pe gură, amice. E, de știi ce bine ne înțelegem noi. Care noi? Cum care noi? Protectorul și familia noastră. V-ați apropiat sufletește? E, ce să facă bietul de el? Cu numilorian e văduv. Se plictisește singur. Așa că face cinstea să vie la noi la masă. Zău. Și vine des? E, nu prea. În fiecare seară și uneori și la prânz. Probabil îi place cum gătește nevasta dumitare. Și cum gătește și cum se gătește. Într-o zi spunea: ce bine vă vin cerția aceea, coniță. Mă bucur că v-am îndrumat la bijutierul meu. Om atent și pasionat la discuții. Mai ales cu nevasta mea. Da, monșer, discută. Știi, uneori eu mai plec după masa de prânz, fiindcă mai am treburi la birou. Ei, și când mă întorc pe seară, conumilorian tot acolo e, în salon cu nevasta mea, cu dulcesuri și cafele. Și discută, și discută. Dar ce discuții? Mă mir cum n-ai bărut să-mi plictisesc. Discută îndată, da, frate. Pasiune mare discuția asta. Da. Iar eu găsesc acum pretutind de ușile deschise. Probabil conumilorian pune o vorbă bună unde trebuie. Și niciodată nu mi-au mers afacerile strune ca acum. Conumilorian să trăiască. Da, și nevasta ta să trăiască și ea, dragă Manolache. Da, ce noroc am asemenea comoare. Asta e, moșer, trebuie să recunosc. Ți-am mai spus, sunt un om cu noroc. Poftiți, și cât, dacă nu mai mă pricep nicio cum să le fac să vorbească, doar a spus de față. Am metodele mele. Nu rezistă nimeni. Am văzut, domnul Turturean, da. Așa sunt astea, tari. Ați văzut cum umblă ea în afară palton, în papuci? Da. Aoleu, turbatul, unde să mă bag să nu vă vază? N-ai unde că vine drept în coadă. Să trăiți, domnule șef. Al dracului, om, domnule, parcă nici n-ar fi auzit. Măcar așa de fason să fie răspuns, că suntem și noi de față. S-a așezat la o masă și de acolo, numai cu ochii pe noi, stă plin de mustrare. Dacă aveai biletele, putea el să se uite mult și bine. Nene, Turturene, să mai încercăm biletele. Trebuie să fie la ele, tu. Păi ce-am făcut toată noaptea și toată ziua? Cu baba și cu fata, de. Merge să le mușturești mai zdravă. Dar puțica nu prea. Fiindcă e, cum ziceam, pardon, în poziție. Gazetele atât așteaptă ca să mă persecute. Dacă spui eu că nu e, nu e. Biletele n-au fost în jachetă.
Pot face prisoare pe ce poftești. Să vezi că ți-o matrice inițială asta, cum să zic eu, amorul propriu. Așa e tot omul la început. Când îi vine o surpriză de așa un câștig. Să vezi, o să, hai să dai peste ele acasă, sigur. Ai, ce că mi-a furat bilete, ce să zic. Chipuțele astea nu sunt proaste. Îmi cumpăr haine vechi, le purică până toate părțile și îndoiturile le... Nene Lefter, părerea mea este că ne-am muncit degeaba. Biletele sunt tot acasă pe undeva. Uite, ca să-ți facă plac, să nu zici că te servesc, le-a lăsat-o la secret, nemâncate de aseară, să se mai gândească. Eu zic așa, poate, dar nu vine să crezi. Și unde să fie, nene, că doar am răsturnat de 10 ori casa, unde să fie? Ia uite, domnule, ce scrie aici în gazetă despre noi. Ce scrie? Aș afla gazete de cercetarea noastră. Ce mai băga, nene? Violare de domicil, arestare fără mandat. Vai, stai, nene, capul, stai, nene, Durdrea, nu te speria, că nu e ce crezi dumneata. O băgasem pe mânică. Uite, domnule, ce bucluc poți să intri că vrei să-ți servești un amic. Uite ce bucluc. Ia uite ce scrie aici. Ia uite, domnule. Precum se știe, cele două mari lotării s-au tras zilele trecute. Numerele care au câștigat loturile cele mari de câte 50.000 de lei sunt la Constanța Universitate 076384, la București Astronomie 109520. Un lucru curios însă, până acum fericiții posesori ai numerelor câștigătoare nu s-au prezentat să-și reclame dreptul. Pentru numeroșii noștri cititori și gentilele noastre cititoare, în rândurile cărora am dorit din suflet să se afle câștigătorii, amintim că după 6 luni de la trageri nu se mai poate sub niciun motiv reclama vreun câștig. Sumele nereclamate până la termenul fatal trec de drept la fondurile societăților respective. Ia uiți, Să știi, nene Turturene, că le găsim tocmai a doua zi după termen. Vezi, bine, îmi cunosc norocul. Hai, domnule. Dar nu mai râde, estimabile, că m-a scos de sărite. Sigur. Mă mir că-s mai arde de râs. Eu sunt, pentru ca să spun, omul cel mai răbdător, cavaler până în pânzele albe. Pentru că așa am fost de când mă știu, dar nu mai pot. E peste ce poate să rabde un om. În viața mea am avut, pentru ca să zic așa, de-a face cu tot felul de oameni. Dar o neglijență mai mare, mai condamnabilă, n-am pomenit. Când are cineva hârtii de valoare așa de mare, nu le lasă să se fireagă de colo până colo. Trebuie să fie cineva prea sec. Așa trebuie să pasc când face afaceri cu un zevzec. Bună seara! Bună seara, nene Turturene! Bună seara! Domnule Popescu, dacă dumneata nu mai vrei să vii la serviciu, atunci te rog, trimite mâine cheia sertarului, unde ai acte publice în întârziere. Am fost bolnav, domnule șef. Mofturi! Parol, domnule șef, mâine vin negreșit. Te rog! Al dracului om, domnule, nici bună seara n-a dat. S-a făcut târziu, e aproape nou. Eu trebuie să plec, nene Lefter. Trebuie să merg la serviciu de noapte. Uite, peste un ceas trece inspectorul pe la secție. Nene Turturene, mergi și eu cu dumneata. Ce? S-o mai văd pe hoață. Aș, peste poate. Nene Lefter, mă știi că ți-o la dumneata, mă știi cât vreau să te servezi, dar nu se poate. Dumneata ești violent, nene, ești necăjit. Poți să o lovești pe țâca și cum e ea, pardon, în poziție, dă-mi de buclu, frate. Nene, pe parola mea de onoare. Îți promis solemn că n-am să mă ating de un fir de păr din capul lor. Parol, nu. Vreau numai să stau de vorbă cu el așa, omenește, mă înțelegi, de la om la om, să le înduplec. Bine, nene Lefter, da... O parola. Bine, bine, să mergi, hai. Băiete, plata! Da, vă rog. Oprește-le. Să trăiți! Ce a fost, bă, pe aici? A fost domn inspector, să trăiți. Când a fost? A fost acum vreun ceas. Și ce a spus? A întrebat de dumneavoastră. Pe urmă, a fost la secret. Da, era foarte supărat. A notat ceva în carnet, a liberat pe cele 3 femei și a lăsat vorbă. Mâine la 10 să vă prezentați la dumnealui la raport. De mare belea, mi se pare că m-ai dat, nene Lefter, cu ipohondriile dumneavoastră. Prima mare care vă zică... Dacă nici dumneavoastră poliția nu ne protejează contra bandiților, atunci, mă rog, ce mai rămâne? Ce? Am înțeles că nu vă zică cum merge chestia. Domnule, nu uita că vorbești cu un comisar în exercițiu funcției. Na, vreți să mă intimidezi?
10%? Ha? Când vreți? Când poftiți, domnule? 70? 90? 100%? Domnule, nu spune să mă insulți, auzi? Vă insultă? Vă insult că v-a spus adevărul? Domnule! Frumos! Frumos! Sublim! Rușine! De trei ori rușine! Rădă! Vă rând de vouă să vă bate jos de oameni cinstiți! Să vă uniți cu tâlhării! Ba! Mă nu se vă regală la procurare! Ce să... Nu ar trebui să-i fac proces de ultraș! Să... Da, mai dă-l în gol de nenorocit! Câteva din personajele comediilor lui Tudor Mușatescu îi se potrivesc lui Ștefan Mihăilescu Brăila ca o mănușă. În Sosesc de seară și Trenurile mele, Ileana Stana Ionescu, Marioara Sterian, Mitică Popescu, Tamara Buciuceanu Botez, Șerban Celea, Virgil Ogășanu se înscriu pe același traseu al perfecțiunii artistice. Poftim, anișor, 9 ceasuri trecute. Dacă până la 9:15 nu vine mătuși ta de la Ida, eu îi încui ușa să doarmă unde știi, la mine nu e hotel. Ai, nu te mai supăra atâta, unchiule. Ai uitat că doctorul ți-a spus că n-ai voie să te superi seara? Da, eu mă supăr că se prezintă ocazia, nu când vrea doctorul. Și mă rog dumitale, unde ar putea fi dus? Nu cunoaște pe nimeni în tot târgul nostru. Și în 2 zile de când mi-a căzut pe cap, n-a avut timp, după judecata mea, să-și facă cunoștințe la care să stea până la ceasul ăsta. Jucătorii de cărți se împrietenesc foarte repede, unchiule. Ce? Asta mi-ar mai lipsi. Eu, fondatorul ligii contra jocurilor de cărți, să-ți un casa mea o femeie care joacă până la 9 ceasuri noaptea. Hai, dă-de. Eu am o reputație bine știută tot orașul. Da, adevărat, dumneata, ai această reputație. O am și pe drept cuvânt o am. Nu beau, nu fumez, nu joc cărți, nu citesc gazete, nu mă duc la teatru, nu mă duc la ceagră, nu mă duc la cafenea. Măi, tanti, n-a avut timp să afle toate astea în 2 zile de când a venit. Ba, să mă ierți, dumneata, am avut eu grijă să o lămuresc despre toate, de cum a intrat în casa mea. I-am spus, dragă verișoara de la Ida, te primesc la noi cu o condiție și anume, câtă îi sta... Te rog să respecti felul meu de trai, ideile și principiile mele de viață și, mai presus de toate, reputațiunea mea de om cu scaun la cap. Da. Și te pomenești că vine și nemâncată. Am avut o grijă să-i opresc de mâncare. Ai, cine ți-a dat voie să faci una ca asta? La mine nu e birt, ca să fie fiște care la masă când ia bandit. Da, da. Masa se servește o singură dată și la ora regulată pe toată lumea. Da, tanti, n-aveam de unde să știi. Da, am avut o grijă să spui și pe asta, nu te teme. Prin urmare, astă seară, verișoara Adelaida o să-ți o leacă de regim. Tot e dumneai cam grasă. Dacă n-ai fost în stare să ieși cu minul mai devreme, acum intră înăuntru, spurcăciune. Bonsoir, fetelor, mă iertați că am zis 5 minute, da? 5 minute? Dacă ați ști pentru ce am stat, da? Când o să vă spun eu să rămâneți cu gurile căscate, da. M-am mărit, fetelor, închipuiți-vă. M-am mărit, ce uiți așa la mări? Ce te uiți așa, ce? N-am dreptul să-mi fac și eu un viitor pe lumea asta? Vai, cu cine te măriți, tante? Da, în orice caz, cu un bărbat bine. Dacă nu ți-e cu supărare, spune și mie, cum vine vorba? Basta, verișoare. După masă, acum am eu foame. Cum adică? Dumneata, n-ai mâncat până la ceasul ăsta? Păi, bravo, cum era să mănânc? Știam că mă așteptați cu masa. Eu când nu viu, trimit vorbă, să știi. Îmi pare rău, verișoară dragă, dar noi am mâncat. Am mâncat de mult, fiindcă, după cum ți-am spus, noi nu mâncăm niciodată mai târziu de 7. Avem, mă înțelegi, dumneata, regulile noastre, din care nu putem ieși ca să facem excepție. Am avut eu grijă și de dumneata. Unchiul mi-a spus să-ți opresc de mâncare. Da, anișoara. Vai, dacă aș fi știut că vă deranjez atât, aș fi primit mai bine invitația subprefectului și ar fi rămas la masă la ei. Mai ales că au insistat atâta și el și nevastă sa. De la subprefect vine dumneata acum? Închipuieți. Vai, ce oameni drăguți. Și joacă soro și el și ea joacă așa de frumos. Joacă? Cum? Ce joacă, rogute? Dar ce nu joacă toate jocurile de noroc? Ai jucat dumneata în cărți? Pe parola mea, dacă te mint. Oh,
ce mi-ai făcut, verișoare? Dar ce-i, omule, ce-ai? Cum ce am? Ce-ai căutat dumneata să joci cărta suprefect acasă? Și au să zic acum oamenii din târg care mă cunosc și mai cu seamă membrii ligii contra jocului de cărți al cărei director sunt, când o să aplică dumneata care stai sub același acoperământ cu mine, te duci și joci cărți. Ascultă, Olimpiu, nu-mi vine să cred că vorbești serios. Ba, vorbesc foarte serios. Dacă ți-ai închipă că mă poți pune pe mine sub tutela, află că nu ți-ai găsit omul. Ai priceput? Acum două zile însă când ai venit, te-am primit cu anumite condiții pe care ți le-am spus limpede de la început. Ba, acum văd că lucrurile s-au schimbat. Foarte bine. Nu-ți place să trăiești la mine? Drumul e slobut. Dacă ai venit cu alte scopuri, să știi, rogu-te, că mâine de dimineață ai tren la scară. Asta e. Noapte bună! Vai. Pleci mâine, tânticu? Dar cine pleacă, eu? Nici prin gând nu-mi trece fetița lui tanti. Să poftească să mă dea afară cu forța dacă îi dă mâna. Încă nu mă cunoașteți voi pe mine, dragilor. Apropo, spuneai că mi-ai oprit ceva de mâncare. Da. Mi-e o foame teribilă, să știi. Draga mea, nici nu știi ce fire curioasă am. Cum mă enervez puțin, mi se face o foame de crăp. Te-am oprit puțină friptură rece și nițel compot. Cum se cunoaște că te tragi din neamul nostru? Vin să te pupe, tanti, noblețea pământului. Stai că mă duc să te aduc. Am ascuns tavanul, odaia mea. Bine că ți-a dat în gând să o ascunzi, că unchiul tău ar fi în stare să mănânce tot, numai să nu-mi rămâie mie nimic. Bine, Manole, să trăiești, bine, Manole. Să trăiești, iartă-mă că sunt așa de mișcat. Emoție, dar orice care altul în locul meu și vită cornută să fie tot ce-ar putea menține calmul în împrejurarea nenorocită care m-a apropiat. Dar ce s-a întâmplat, omule? Mi s-a întâmplat cea mai mare nenorocire ce se poate întâmpla unui om pe lume. Și numai din cauza dubii tale. Din cauza mea? Dar de ce? Fiindcă am câștigat la loterie. Era dragul să fie cu biletul dubitale pe care nu l-ai mai luat și cu care m-ai lăsat în brațe. Și nu așa un milion, două. Am câștigat losul mare, nene Manole. 12 milioane de lei. 12, nene Manole. M-ai distrus, da. M-ai lăsat pe drumuri, m-ai asasinat omorându-mă. Ce mai coace acolo? Sunt un om mort. Mă mir cum am mai putut ajunge viu până aici. Este mai isterică. Tu ești în toate mințile? Sunt dale încolo câte mi-au mai rămas după ce am primit telefonul de la București că numărul 66.666 din colectura mea a câștigat lozul cel mare. 56. Da, 56. Număr pe care îl joc eu de 10 ani. E, și tocmai asta a pus dracu să nu-l mai joci. Ca să mă nimicești pe mine, să mă incinerez de viu. Că dacă află colonelul Gheorgheade și Curaită și tot târgul care se strâns în fața prăvăliei că am câștigat eu lozul după ce 10 ani n-a câștigat nimeni o para de la colectura mea, în 5 minute mă devastează, mă pune pe foc. Malversațiune mă face, nene Manole, că așa m-a amenințat de 3 zile. Scapă-mă, nene Manole, scapă-mă, că e tipul scurt. Și află rezultatul că vorbește fata de la telefoane și mă mai taxează și mașina la poartă. Dar ce vrei să-ți fac eu, măi, băiete? Cum ce să-mi faci? Să câștigi în locul meu. Eu? Da, da. Cum o să câștig eu dacă n-am avut loz? Uite așa, să câștigi. Am pierdut 12 milioane, tu-ți dai seama de asta? Ei, cred că altul locul meu, dacă îi se întâmpla una ca asta, pica mor jos de adineaur, de când mi-ai spus. Să nu mor, Neamanole, să nu mor că te omor. Și e păcat de mine și de toată bucurița mea. Toată lumea știe că de la începutul loteriei, din atat joci numărul care a ieșit. 56! 56! Și nimeni nu știe. Nici n-ar putea să creadă că tocmai astfel l-ai mai jucat. Și Eleonora știe că am cumpărat lozul și l-aveam în buzunar. Te poftim! Acum, dragă Morărescule, chiar că pică cineva mort. Eu! Nu, 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 nene Manole. Nene Manole, dacă ești cu minte, numai 2 minute înainte de a zbura, o să scăpăm amândoi. Uite ce-ți propun eu, dumitaia. Că de-aia am venit cu mașina de piață, până nu se află. Fii atent aici. Noi amândoi, nene Manole, suntem în acest moment 2 nenorociți. De ce? 2 morți și cu 12 milioane vii în buzunar. Eu, ca mort, am în jurul catafalcului pe Gheorgheade și pe Raită și în plus orașul întreg. Dumneata o ai pe coana Leonora. Bine, bine, dar cum scăpăm? Ei, foarte ușor. Împărțim câștigul frățește. Eu 11 milioane și dumneata 1. Și pentru toată lumea, dumneata ești câștigătorul cu 56. Lozul care ți se știe. Mâine te fotografiezi cu 12 milioane în brațe, îmi dai o chitănișoară că ai primit toți banii și amândoi să te scăpați. Și vii pe deasupra, nene Manole, vii
Ce e de acolo să spiți așa din serin un milion de lei? Ia-mi parte milionul ăsta la aleafa pe care ai dat pe lună și vezi pe câte secunde s-o plătesc eu înainte. Gata! Scap de griji, nene Manole, gata! Și aș putea să scriu și liniștit. Da. Morănescule, da. S-a făcut. Trebuie să-i scălești ceva? Da, deocamdată numai chitanța asta. Cum că, tata, așa și bădicul, o înțelegi, mea ta. Ca să fiu jur, e așa regulă. Acoperit la un caz de... Uite, e bine? Așa. Bravo, să fie într-un ceas bun. Și mâine, după ce scot banii de la Banca Națională, facem și poză să o pui în fereastră la colectură. Felicitările mele, nene Manole, și să stăpânești milionul sănătos. Mulțumesc. Așa. Și dumneata la fel pe celelalte 11. Neamănule, Neamănule, vine orașul. Cu siguranță că fata de la telefon a spus că a câștigat numărul dumitale. Te-am făcut, om, nene, Manole, om, te-am făcut. Mâine la bodegă dau 5 kg de icre negre în contul dumitale. Om, te-am făcut, Neamănule. Auzi, să ai grijă să mă plești și mie 50 de grame, că n-am mâncat niciodată așa ceva. Manole, vino să te pup și mișcă de adu-mi niște eteri de la farmacie, că sunt leșinată de un sfert de ceas și nu pot să-mi revin. Alte cuvinte nu mai am la întrebări. Ura! Vino, Manole, să te pup! Ura! Trăiască milionarule! M-am învârtit de bicicletă, m-am învârtit de bicicletă! Pupă-mă, tată, pupă-mă, că eu ți-am purtat noroc! Pupă-mă! Morărescule, abia acum am înțeles eu de ce m-ai refuzat. Erai înțeles cu mistrețul! Ca să-mi faceți mie falsa, vino să te pup, mă, pe milioane să te pup, mua, mua, să-ți prisosească, măi, mua, mua. Am pregătit în continuare alte două apariții pline de măestrie comică ale îndrăgitului actor. În comedioarele lui Ival Jean, Nodul Gordian și O inspecție 1936, Ștefan Mihailescu Brăila îi are ca partener pe Octavian Cotescu, Mihai Mălai Mare, Victoria Mierlescu. Eh? Ți-ai scris declarația? Da, sigur, am scris-o, domnule comisar. Vă să zic așa merge, eh? Cum? Cum, vă rog? 1000 de kilograme la dumneata e numai 500 și plumbul de la greutate lipsă. Umbli cu măsuri false. Cine spune asta? Cine? Subscrisul care te-a prins. Când o să-i spăviți cu banditismele astea? Eu nu știu nimic, eu dormeam, să spune băiatul care a vândut. Se duce un nenorocit care cine știe cum a încropit câțiva gologani. Vreau văduvă săracă să cumpere 1000 de kilograme lemne și dumneata îi dai 500. Domnule comisar, pot să vorbesc și eu? Ce să mai vorbești? Dumneavoastră sunteți mai tânăr, vă rog să luați informații despre mine. Să vă spui fostul comisar Zamfir. Aha. Am lucrat cu dumnealui ani de zile, o viață de om. Și n-a pierdut nimic, pot să zic din contră, așa un om de considerație. Dealui are deja 2 pere de case și o prăvălioară. Are o stimă pentru mine. Vă rog, luați informații. Dacă o spune domnul Zamfir că sunt vinovat, eu primesc orice. Destul! Eu văd ce e scris aici. Ce spune căruțașul, marturii și câte lemne am găsit. Asta e șocherie! Am să te înaintez arestat. Și pe o lume! Nu, no, nu, trebuie un exemplu. Eu? Tocmai eu arestat? Da, ce te miri? Nu ți s-a mai întâmplat? Nu, și nici nu cred să mi se întâmple. A, ești obraznic. Bine, bine. Lasă că te potrivesc eu. Ai scris declarația? Da, poftiți. Așa, bun, la dosar. Domnul comisar, gândiți-vă că distrugeți o viață de negustor. Așa o firmă ca a mea merge întotdeauna pe încredere. Da, 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 da. Când da. O vedea lumea că sunt arestat pentru măsuri falșe, unde o să mai am eu o clientelă în meritul meu care servesc aici de peste 20 de ani? Hai, vă rog, vizați și plicul ăsta. Ce? Mai am o declarație. Citiți-o pasta din plic. Bani? Îmi oferi bani? Eram sigur. Nu v-ați mai schimbat. Să vrea omul și nu poate să scape de voi. Nu, 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 e teribil. Auzi, 3000 de lei. E deocamdată. Ce-i Trifane?
Inspecție, domn pretor. Cu inspectorul administrativ. Care din ei? Ăsta, la Aristide Mihailescu, așa s-a recomandat. Aristide Mihailescu, nu, ăsta nu știu. N-am auzit de el până acum, trebuie să fie nou, bătrân. Mai curând tânăr, da, trecut de 40. Fie rar să fie, și tocmai mi-a intrat și o chintă, mă, când a venit o iță. Chintă servită, umflam potul. Și nu l-ați umflat? Am aruncat cărțile și am venit așa în pierdere. Unde e? Cine? Inspectorul. La primărie, îl caută și pe primar. Poate să-l caute mult și bine. Cum ți s-a părut? Cine? Inspector. Om bun, înțelegător. Spui drept? Da, a și făcut un pui de inspecție, știi? Și a aruncat ochii prin registru, a spus că e o minune. O minune de organizare. Minune? Da, da, adevărul e că s-a interesat mai mult de mâncare, de udătură. Am vorbit cu el despre mama Dina. Adevărat, măi? Da, de la primărie vine încoace să mănânce. Pe urmă, face o inspecție serioasă. Vrea să cunoască omul dacă e gospodar la casa lui. Cunoaștem, da. Teorie de mâncău, da, da. Mie vrea să-mi vândă castraviți. Zic că pare să fie un bun, că tu cunoști la oameni. Da, bun, pun capul pe tocător, domn pretor. Și să nu fie vreo acritură, Trifan. Acritură când e vorba de udătură? Auziți, vreau un vin cinstit. Așa a spus? E al meu, gata, învățătorul e aici. E la oraș. Norocul nostru, da. Canalia asta se ține numai de denunțuri. Da, popa. E în sat la Băbiceni, l-au mort. Și asta e bine, da. Așa, Trifane, dacă inspectorii cum spui, înseamnă că l-am asortat. Da, să vă țineți, domn pretor. Vă rog eu să vă țineți, da, să... Nu mă mai socri, am să mă țiu. Mamă Dina! Mamă Dina! Aoleu, sticle de vin sunt în arhivă. Nu, nu mai sunt, nicio grijă, le-am cărat eu, le-am luat. Bravo, bravo, Trifane, cu tine nu pierde omul. Prăștină mai avem? Da, 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 se mai află, dar nu prăștină, jerată, nu altceva. Poruncă, maică, poruncă. Mamă Dina. Mamă Dina, ce ne-a mai rămas de-aseară? Păi spinare de iepure. Aha. Și sarmale, mai e și ceva curcan, avem și murături. Crezi că ajunge? Ajunge, domn pretor, cum să n-ajungă, că nu o fi spart. Și mai ajută și băutura. Trebuie să luăm repede, fiți gata repede cu masa, da. Intrăm cu Pinot Gris. S-a făcut. Pe urmă bagi în viteză otonelul. Otonel nu mai avem în arhivă. Avem, da. La registratură, lasă că știu. Da, avem și otonel. Iar la desert, o portou ăla adus de agronom. Ai, nu se mai scoală. Aici rămâne. Nici gând, îl așez în sani și îl expediez. Altă comedie, alt rol de succes. Mărgeluș de AD Hertz. O companie de zile mari. Ion Lucian, Carmen Stănescu, Ștefan Mihailescu Brăila. Regia artistică este semnată de Paul Stratilat. Ai umblat prin atâtea birturi și ți-ai ales un birt prost. Nu cred, e o femeie singură care... Nu e singură! Nu e singură? Știți ceva despre ea? Eu nimic, Sergiu zicea că știu. Știu că nu e o femeie care să merite un astfel de sacrificiu. Asta mă privește pe mine. E o femeie cu care poți petrece, dar pe care nu o poți iubi. Sau o poți iubi, dar cu care nu poți petrece. Nu înțeleg. Nici eu, dar nu se poate. Dar ea ce spune? Știe că vor fi greutăți, că nu veți îngădui imediat, dar că... Din spusele ei trebuie să înțelegi că are pe cineva. Pe cine? Da. Bănuiesc, nu? Bănuim și trebuie să știi, Radule, că bănuiala e de multe ori mai crudă decât certitudinea. Dacă ai ști ce înseamnă să iubești o femeie și să bănuiești că femeia asta nu e numai a ta, că e o... Dar ce spun eu ție de asta? Nu se poate, domne. Iată ce trebuie să reții. Nu se poate. Nu rețin nimic. Cu atât mai mult că pe lângă că o iubesc nebunește, mai sunt dator să o iau pentru că copilul este al meu. Cum Zoia Angelini are un copil cu tine? Zoia Angelini? Cine va vorbi de Zoia Angelini? Tu, de o jumătate de oră ne vorbești de ea. Să mă iertați, vi s-a părut. Cum nu e dânsa? Bravo, Radule, dar de ce n-ai spus de la început, domnule? Păi ne-ai spus de cineva care vine la noi în casă. Da, vine. Ai ajutat-o de multe ori și te iubește nu pentru că ești mama mea, dar pentru că ești ca mama ei. Cum n-are mamă? Radule, dacă... Lografa! Vine rău! Bravo! Divino, vino ce fire! Și ce? Uite că-i dat lografa, domnule! La toate mă așteptam, dar la asta nu! De ce să-i faci, dragă? Se întâmplă! Bine că nu e Zoia. Uite, tata e mai îngăduitor. Va să zică mizerabilul care a sedus. Sunt eu! Iar copilul acela... Căruia i-ai trimis scutece și un leagăn și scufiță, e al meu! Radule, taci că m-ai omorât! Divino! Să nu îndrăznească să-mi calce pragul, nu vreau să mai văd prin casă! Bine, am să-i spun să nu mai vii. Așa, dar nici tu să nu te duci după dânsa. Mamă, liniștește-te. Radule, du-te sus la tine, lasă că se liniștește. Eu știu ce ne rămâne de făcut. Să-i dăm 50-60 de mii de lei. Pe an? Nu, odată pentru totdeauna. O să va găsi un funcționar de la minister care să o ia și să recunoască copilul. Nici că se putea mai bună pleașcă. Zestre și copilul gata. Nu glumi, Sergiule, nu glumi, te rog că mă scoți din sărite. Eu zic să-i lăsați lucrurile așa.
Cu cât veți insista, cu atât va fi mai greu. Nu. Românul are o vorbă. Cui pe cui se scoate. Cum adică? Radu nu se desparte de asta până nu găsi pe alta care să o înlocuiască. Sau știți ce? Ce? Să-l trimitem în străinătate pentru câteva luni. Îi fac eu rost de o bursă, așa că pleacă și pe banii statului. Să știi, Andrei, ideea ta e cea mai bună. Da, să-l trimitem în străinătate. Acolo să uite și scăpăm de toată încurcătura. Foarte bine. Ascultă, Andrei, Andrei, te duci chiar acum sus la Radu și îi spui că așa am hotărât și nu încă pe nicio discuție. Iar dactilografii să-i spui că o să avem grijă de dânsa, dar din momentul acesta n-are voie să-l mai vadă. Bine, bine, mă duc la Radu. Stai, mă duc, dar... Ce? Cu ea n-ai vrea mai bine să vorbești tu, scumpă? Nu, eu nu pot să o mai văd în ochi. Vorbește-i tu, ai altă autoritate, ești ministru și e funcționarea ta. Dar nu pot, nu se poate, e foarte penibil. Trebuie să vină și ea dintr-o clipă în alta. Am rugat-o să-mi aducă și o lucrare. Stai, locul omule, ce te agiți atâta, ei? Pentru că întârzi, plec de seară și scap trenul. Lasă, că trenul ăla te așteaptă. N-așteaptă, zău, Sergiu, odată a plecat chiar mai devreme. Adevărat, are haz. Din atâtea trenuri care vin cu întârziere, e și câte unul care pleacă mai devreme, ca să se compenseze. Mai știi, Andrei. Eu mă duc sus la Radu. N-ai idee cât de penibilă mie. Sergiule, ce să-i faci, nu? Când e dragoste la mijloc. Da, ce să-i faci? Asta e pretutinde, nu? Și la orice vârstă. Ai dreptate, domne, la orice vârstă. Ștefan Mihăilescu Brăila excelează și în comedioara lui Dede Pătrășcanu, Musca lui Bartolomeu. O altă companie selectă. Mihai Fotino, Horia Căciulescu, Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu. S-a întors de la primărie. Să vedem ce noutăți ne aduce. Aceleași ca în fiecare an. Primarul se scuză că are treburi mai importante în altă parte. Bună ziua, domnule Trăiță. Îmi pare bine că vă găsesc pe toți aici, pentru că am să vă comunic o știre de mare importanță. Scump colegi, o știre uimitoare. Mâine la serbarea noastră de fine de an are să asiste. Nu, nici nu o să vă vină să credeți. Cine ne calcă mâine? Ia ghiciți. Cine? Inspectorul general? Nu. Cum, dar cine? Prefectul? Nu. Atunci cine, domnule director? Ministrul în persoană, dragi colegi. Nu se poate. Un ministru în carne și oase, vă dați seama? Vai de mine, vai, n-am nicio rochie nouă, ce mă fac? Și costumul meu e încă la curățat, eu cu ce mă îmbrac? Ceea ce mă fac eu cu pantofii cu scârți, nu sunt gata, cu aia vechi, nu fac nicio impresie. De unde aveți știrea, domnule director? Da. Mi-a comunicat-o primarul chiar acum o jumătate de oră. Vai, știți bine că m-am dus la el să-l vii la serbarea noastră. Da. Așa, din obligație, nu? Mă așteptam, bineînțeles, să-mi spună că nu poate să vină. Și ce credeți? De cum am intrat, m-a și luat în primire. Unde ai fost, domnule director? Te așteptam cu sufletul la gură. Vă aștepta primarul? Vai, e formidabil. Zic, am fost la școală și am venit să vă invit mâine la împărțirea premiilor și la o producție artistică a copiilor. Zice, chiar dacă nu mă invitai, tot veneam. Zic, îmi pare bine, domnule primar. Zice, da, dar nu vin singur. Zic, veniți cu doamna. Zice, nu, domnule, vin cu domnul ministru al educației publice. Asta e ceva nemaipomenit. Dar ce-o fi cu domnul ministru prin părțile noastre? Cine știe, important este că vine la noi. Așa, și primarul a început să mă întrebe: ce serbare am pregătit? Care este programul? Cum se vor prezenta copiii? Domnule director, un program fără pretenții, la nivelul copiilor. Desigur, domnule Bartolomei. Zice primarul, să fie ceva de granda, fiindcă te anunț oficial că toate notabilitățile orașului vor veni. Domnul prefect așteaptă să-l informez la ce oră veți zice pe serbarea. La 10 dimineața stabilisem, nu? Nu, i-am răspuns mai diplomatic. De la 10 dimineața încolo. Când va dori domnul ministru? Bravo, inteligent răspuns. Foarte. Strategie în altă clasă. Cine știe, poate o să-l convingeți, domnule director. Domnul ministru, să ne facă o sală de geografie cu hărți, cu globul pământesc, cu relief. Și pe mine poate mă trimite la București pentru specializare. O să mă și coafez după masă. Totul e să ieșim bine la serbare. Cataloagele să fie puse la bani. Vă rog să revedeți repede situația elevilor. Curățenie și disciplină la serbare. Domnilor, pot să mă bazez pe dumneavoastră? Domnule director, se poate. Totul depinde de ce a pregătit domnul Bartolomei ca să ieșim cu fața curată. Serbarea noastră va fi cartea noastră de vizită. Și mai e ceva. O problemă foarte importantă. Cineva trebuie să-l salute pe domnul ministru. Eu îl voi primi la intrare când va veni cu oficialitățile orașului. Însă numele profesorilor și ale elevilor trebuie să vorbească un cadru didactic, un cuvânt cald, elogios la adresa domnului ministru. Rămâneți la școală să vă comunic cine va avea onoarea să rostească acest salut. Domnule director. Da, domnule Bartolomei, ce doriți? Aș vrea
să vă spun câteva cuvinte. Da, da. În particular. Dar sigur, poftiți în biroul meu. Acolo putem sta de vorbă niște. Chiar doream să mai aflu de la dumneata amănunte legate de serbarea de mâine. Mazilule, vrei să vorbești tu cumva? Nu, nu, nu. Înainte de a vă asculta, domnule Bartolomei, vă rog să-mi spuneți sincer. Serbarea de mâine are așa ceva mai deosebit, ceva care să facă impresie? Absolut. Întâi corurile. Anul ăsta o să sune grozav. Ei, cum așa? Păi dacă până acum n-aveam bași. De data asta am făcut rost de 3 bași excepționali. Da, 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 de unde i-ai luat? De la biserică, dascăli. Păi nu o să se vadă. Nu, nu, că-i țin ascunși după perdeaua din fundul scenei. Așa, așa. Pe urmă? Avem 2 violoniști, pe Petrescu dintre a 3-a și pe Rabinovici dintre a 5-a. Bravo, și? Cântă romanța De ce m-ați dus de lângă boi. Vai, ce frumos. Îi acompaniază domnișoara Grosu. Care e Grosu? Băcăniști delicatese? Da, sora negustorului. El a aranjat și bufetul. Pe urmă, vin poeziile și o scenetă de Vasile Alexandrie. Joacă și Nelu, nepotul dumneavoastră. Are un glas excepțional și se mișcă. Mi-a spus, e foarte fericit. Îți mulțumesc mult. Trebuie des să mai stabilim doar cine va ține discursul. Tocmai acest lucru voiam să-l discut cu dumneavoastră. Ce anume, domnule Bartolomei? Discursul. Lăsați-mă pe mine să-l țin. Sunt profesor de limba română. Știu, da. Știu să alcătuiesc frazele și pot să-l flatez pe domnul ministru. Domnule Bartolomei. Demn, dar și entuziast. Domnule Bartolomei, mă gândisem la Mazilu, profesorul de istorie. Da, da. Nu știu dacă e cel mai nimerit, domnule director. De ce? De ce? Mazilu e tipicar și cu surgiu. Ei, taci. E în stare să vorbească de salariile noastre, că sunt mici, da, da, de da. Școala noastră, că nu primește niciun ajutor, că nu avem laboratoare, că primăria nu se ocupă de noi. Și cine știe ce-i mai poate produce mintea. Da, ai dreptate. Și apoi mai e ceva. Ce, domnule coleg, ce? De 20 de ani slujesc aici, în școala asta. Da. Doresc și eu să fiu remarcat de domnul ministru. E o ocazie unică. Da. Poate primesc și eu o decorație. Ăsta a fost visul meu de ani și ani de zile. Domnule director, să-mi atând și eu aici, pe piept, o decorație. Te înțeleg, domnule. Mâine am prilejul să mă apropii de acest țel. Poate cuvântarea mea îi va atrage atenția excelenței sale ministrului. Bine, și bine, bine, domnule profesor. Dacă totul va ieși la superlativ, voi susține decorarea dumitale. Așa că pregătește-ți discursul omagial. Domnule director, sunteți un om excepțional. Ei, domnule director, să nu mă uitați. Sim. Vă rămân recunoscător. Dacă aș ști că... Pentru că era atât de talentat, pentru că era atât de creativ, pentru că era comutat permanent la cosmicitate, Ștefan Mihăilescu Brăila, actorul fără pereche, și-a jucat ultima scenă în mod misterios, fără să provoace hohote de râs sau lacrimi, murind singur și trist ca un adevărat comic. Ați ascultat Fonoteca de umor. Sunteți spion, deci. Și eu, care am crezut că ministrul de interne face glume în parlament. Vă să zic că există spioni. Ștefan Mihăilescu Brăila. Regia tehnico-muzicală Monica Wilhelm. Realizatorii Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă cu aceeași plăcere la ediția viitoare.